Manualul ascensiunii, Dr. Joshua David Stone, Între vieți. În ultimul capitol am mers în detaliu amănunțit al subiectului morții și știința Bardo. Acest capitol dezbate ce urmează după cele 3 zile de experiență Bardo și unde se duc oamenii și cum își petrec timpul până când decid să se reîncarneze din nou. Subiectul pe care l-am ales pentru acest capitol este un subiect monumental. Este ca și cum dacă te-aș ruga să scrii un capitol într-o carte pentru mine, povestindu-mi despre viața pe pământ, ai putea scrie 1000 de cărți doar despre unul dintre orașele de pe pământ. Să nu mai vorbim despre întregul pământ și universul material. În acest capitol voi încerca să vă ofer o licărire despre ceea ce se întâmplă în planurile de conștiință de după moarte astral, mental, budic, atmic, monadic și logoic, ale unei extensii de suflet. Locul în care se duce o extensie de suflet după moarte este determinat de modul în care a trăit în toate viețile sale anterioare, de cele mai recente vieți anterioare și de cum s-a comportat în experiența lor Bardo. Ei vor gravita precum un magnet în planul care este cel mai potrivit, conform cu dezvoltarea lor sufletească. Fiecare dintre dimensiunile realității menționate anterior pot de asemenea să fie împărțite în subdiviziuni. Alegerile pentru o extensie de suflet nou venită în lumea spirituală sunt o întoarcere rapidă la viața pe pământ, regiunile iadului, purgatoriul, planul astral inferior, planul astral de mijloc, planul astral superior, planul budic, planul atmic și planul monadic. Aceste 12 stări ale conștiinței și regiuni ale conștiinței unde toate extensiile de suflet vor pleca. Nu există o linie reală de împărțire între ele precum o linie pe o hartă, însă pot fi descrise aproximativ în această manieră. O întoarcere rapidă la viața pe pământ. Pentru persoana obișnuită care a obținut chiar și cel mai mic nivel de iluminare, o întoarcere imediată la reîncarnarea pe pământ este de neconceput. Persoana obișnuită gravitează în astralul de mijloc. Paramahansa Yogananda a spus că dacă o persoană are cel mai mic grad de credință spirituală în timpul vieții, trecerea lui va fi una plăcută. Însă, ocazional, extensiile de suflet de o natură nu foarte evoluată vor alege să se încarneze aproape imediat, fără să-și ia prea mult timp pentru orice tip de revizuire. Una din cauzele creierii de către Dumnezeu și forțele superioare a reîncarnării, ca sistem de creștere spirituală, a fost ca să permită extensiilor de suflet să aibă o perioadă de odihnă și revizuire între vieți. De obicei, doar impulsurile joase ale vieții pe pământ atrag un suflet înapoi pentru renaștere imediată, fără nicio perioadă de revizuire sau evaluare. Această cale nu este urmată prea des. Regiunile iadului. Există multă confuzie legată de faptul dacă există sau nu o regiune a iadului. Religiile mai fundamentaliste spun că există și că, dacă nu îl accepți pe Iisus Hristos ca salvatorul tău, vei arde acolo pentru totdeauna. Unele școli metafizice ale gândirii spun că nu există o regiune a iadului, ci numai o stare a minții. În opinia mea, adevărul este undeva la mijloc. Iadul este cu siguranță o stare a minții, însă este și o locație. Nu este însă o locație precum o descriu religiile fundamentaliste. O persoană se află în iad când este condusă de egoul negativ, de dorința materială și astrală și de aceea sunt deconectați de la propriul suflet. Există mulți oameni care trăiesc în iad pe planeta Pământ la ora actuală. Însă iadul nu este un loc al damnării veșnice. Este doar nivelul cel mai inferior al planului astral. Unii s-au referit la el drept întunericul exterior. Acele extensii de suflet care au trăit pe această planetă precum Adolf Hitler au gravitat în această regiune a conștiinței. Regiunea iadului este precum o stare extinsă în stadiul al treilea lui Bardo, în care formele față de care au greșit au apărut în fața lor, acuzându-i și reamintindu-le de cruzimea lor.
Extensiile de suflet vor sta acolo nedefinit până când vor începe să fie răspunzători pentru propriile acțiuni sau nu vor mai suporta tortura propriei conștiințe înșelătoare și vor cere ajutor lui Dumnezeu. De fiecare dată când vor striga lui Dumnezeu pentru ajutor, un înger păzitor va veni și îi va oferi ajutor și asistență. În timp, o asemenea extensie de suflet va începe să iasă din întuneric. Nu există damnare eternă în planul sau conștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu, în infinita îndurare și iertare, oferă tuturor extensiilor de suflet, indiferent cât de amăgitoare, o șansă de a se reîntoarce acasă. Hitler va trebui să înfrunte toată karma pe care a creat-o, deoarece aceasta este legea. Purgatoriul. Termenul purgatoriu este de asemenea un termen care a fost confundat de către religiile fundamentaliste. Are o conotație foarte negativă și a fost asociată cu iadul, însă nu este adevărat. Purgatoriul este o regiune în care se duc extensiile de suflet care nu sunt rele, precum cele care se duc în iad, ci mai degrabă induse în eroare și needucate corect cât timp au fost pe pământ. Ele au fost induse în eroare în educația lor prin practici religioase greșite, de obiceiuri rele, ateism, cei obsedați de dorința materială și atașamente, cei care au înnebunit, etc. Aceasta ar fi o regiune inferioară a astralului. De obicei este foarte dificil să trezești astfel de oameni către calea lor spirituală. Există o mare masă a umanității care trăiește în această regiune a conștiinței. Viața pe pământ comparată cu viața după moarte. Trebuie să fie înțeles faptul că viața după moarte nu arată foarte diferit față de viața de pe pământ. Planurile astral, mental și cele superioare au o întreagă viață înfloritoare cu orașe, plaje, munți, case, străzi, concerte, librării, biserici, temple, exact ca și pe pământ. Atunci când trec dincolo, multe dintre extensiile de suflet nici nu realizează că au murit. Se află în corpul astral, care este foarte asemănător cu corpul fizic pe care l-au avut înainte. Singura diferență a vieții de după moarte este că se călătorește cu mintea. Dacă vrei să te duci la plajă, doar te gândești la plajă și ești imediat acolo. Adesea când o extensie de suflet moare, se va gândi la membrii familiei pe care i-au lăsat și vor fi imediat cu un membru al familiei. Ceea ce nu realizează este că sunt într-o altă dimensiune, iar membrii familiei lor nu îi pot vedea sau auzi. Aceasta poate fi foarte confuz când o persoană nu realizează că a murit. Sunt unele extensii de suflet care sunt atât de atașate de lumea materială, încât nu își dau voie să treacă prin tunelul către cealaltă parte și sunt blocați într-un plan pământean, chiar dacă se află în corpul astral. Acestea sunt numite suflete legate de pământ. Pot continua să trăiască în aceeași casă în care au trăit înainte să moară. Ele nu realizează că propria lor conștiință le menține blocate pe pământ și că nu le permite continuarea evoluției lor spirituale. Sunt unele extensii de suflet care sunt capabile să dețină ceva forță vitală și să facă farse oamenilor care încă mai sunt în corpuri fizice. Mulți oameni atunci când mor, mai rămân și participă la funeralii înainte de a trece în planul astral. Acele extensii de suflet de o natură mai evoluată vor gravita în tărâmurile astrale superioare și posibil în tărâmul mental. Multe extensii de suflet atunci când trec dincolo dorm pentru o lungă perioadă de timp înainte să se trezească în planul interior. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care au experimentat o boală îndelungată, suferință incontrolabilă și aceea cu o dorință puternică de a continua viața în corp fizic. Când o persoană moare, este de obicei întâmpinată de prieteni și rude pe care i-a cunoscut în timpul vieții pământene, dar care au murit înaintea lor. De obicei este o perioadă de celebrare și odihnă. La fel cum nimeni nu te pune să faci ceva în viața pământeană, nici în lumea spirituală nu vei fi pus să faci ceva anume.
Persoana obișnuită începe să se plictisească doar să se distreze sau să se odihnească și începe să se reconecteze la chemarea sufletului de a crește. Rezultă un proces de examinare a vieții anterioare și de cele mai multe ori extensia de suflet începe să se ducă la cursuri și să vadă îndrumători avansați, să vadă cum poate folosi timpul în modul cel mai benefic și să găsească modalități de a fi de folos celorlalți. Când o persoană trece în partea cealaltă, ea este la același nivel de conștiință la care era în momentul morții din planul pământean. De aceea, oamenii care fac channeling trebuie să se asigure că se conectează la cineva mai avansat decât ei. O persoană care se află în corpul astral se poate deplasa prin obiecte fizice. Dacă ea crede că nu poate, atunci se poate lovi de un zid al propriilor creații ale gândirii. Reajustarea în legile lumilor astrale și mentale poate lua ceva timp. Casele sunt construite prin puterea gândului, precum și toate celelalte. Fie îți poți construi casa prin puterea minții tale, fie o pot construi alții pentru tine. Nu mai ai nevoie de ciocan și cuie sau de lemn pentru construcție. Acest lucru necesită ceva abilități și antrenament pentru a fi capabil să-ți focalizezi și să-ți antrenezi mintea. Același lucru este valabil și pentru creșterea florilor. Cu antrenamentul potrivit pentru minte, o persoană poate crește și manifesta o întreagă grădină. Natura în cealaltă parte este și mai frumoasă și mai splendidă decât în partea aceasta. Cu cât te duci în dimensiuni mai înalte, cu atât mai splendidă este frumusețea. Corpurile noastre astrale conțin tot sensul corpului fizic și chiar mai mult. De aceea când visăm noaptea în timp ce dormim, suntem capabili să auzim, să vedem, să gustăm, să atingem, să mirosim, chiar dacă corpul fizic doarme. Sinuciderile. Este împotriva legilor universului să-ți iei viața. Nu există judecată din partea lui Dumnezeu pentru acest lucru. Însă este ratată oportunitatea de unire cu lumina clară a lui Dumnezeu, în fazele inițiale ale bordo. Extensiile de suflet care își ucid corpurile amână doar întâlnirea aceleiași lecții pentru o viață viitoare și încarnare. Persoana care comite suicid este exact aceeași persoană cu același nivel de conștiință și lecții atunci când moare, așadar nu a scăpat prin plecare. Procesul reîncarnării. În momentul în care o extensie de suflet a petrecut cantitatea de timp necesară pentru a se odihni și a-și analiza viața, va începe să facă planuri pentru următoarea încarnare. Își alege părinții, frații, surorile, oportunitățile educaționale, corpul, culoarea pielii și în ce configurație astrologică să se nască. Toate acestea sunt decise de extensia de suflet, de către suflet, profesorii superiori și ghizi. Adesea pot exista multe extensii de suflet care să-și dorească o anumită mamă. Există un fel de computer ceresc care decide imediat care extensie de suflet este mai potrivită și capabilă să atingă țelurile fixate atunci când există un asemenea tip de conflict. Adevărata traumă nu este moartea, ci nașterea. Un spirit liber a venit acum înapoi în închisoarea corpului fizic, care nici măcar nu este încă dezvoltat. Moartea este floare la ureche dacă ai câtuși de puțin credință spirituală. O locuință a morții este atunci când o extensie de suflet vine în corpul fizic și apoi își schimbă decizia dintr-un motiv oarecare și se reîntoarce în spirit. Cu cât extensia de suflet a ales mai multe obstacole, cu atât mai mari sunt posibilitățile de creștere spirituală și de plata datoriilor karmice. Renașterea și experiența bardo. Există un tip secundar de experiență bardo prin care trece orice extensie de suflet și aceasta are de-a face cu o perioadă de timp de dinainte de a te renaște într-un corp fizic nou dinaintea reîncarnării. Prima pregătire de dinaintea reîncarnării o reprezintă intrarea în contact cu un spirit ghid sau înger păzitor. Spiritul tău ghid în conjuncție cu propriul tău suflet sau sine superior ajută în procesul alegerii părinților potriviți. Din nou,
Această alegere este determinată de o combinație între alegerea ta liberă și karma ta, pentru care încă mai lucrezi din viețile tale trecute. Odată ce sunt aleși părinții potriviți, iar computerul cosmic și viitoarea ta mamă au fost de acord cu acest lucru, are loc o revizuire a tuturor vieților tale anterioare. Vei examina într-un mod fără judecată modalitățile în care ai eșuat sau ai reușit în misiunile din trecut de pe pământ. După ce ai căpătat această înțelepciune, vei examina complet și viitoarea ta viață în detaliu. Vei stabili cu ajutorul ghizilor tăi care sunt misiunile și țelurile tale, ce lecții specifice și calități ale sufletului vrei să dezvolți și ce calități de natură joasă vrei să depășești. După completarea acestui proces, sufletul tău și spiritul tău gardian îți va induce un somn hipnotic adânc. În această stare ești proiectat către încarnare. În această stare somnolentă sunt trimise sugestii post-hipnotice către mintea ta subconștientă pentru ca să ghideze conștiința ta să se miște în direcția corectă după ce ai crescut în noul tău corp fizic în care ești pe cale să intri. Tu intri în corpul tău fizic prin chakra coroană imediat după naștere. Tipurile de corp fizic, astral și mental pe care le ai vor fi determinate de către cele trei semințe atomice ale tale permanente, care sunt ustensilele de înregistrare ale karmei tale fizice, emoționale și mentale, din toate viețile anterioare. Genetica joacă doar un rol referitor la aspectul fizic și chiar și aceasta este afectată de aceste semințe atomice pe măsură ce te dezvolți. Aceste semințe atomice atrag atomii și moleculele care vor construi noile tale corpuri, ținând cont de nivelul tău vibrațional, karma și evoluția sufletului. Cu cât îți rafinezi, purifici și îți dezvolți mai mult corpurile și semințele atomice în timpul acestei vieți, cu atât vei avea mai puține de făcut în viața următoare. Ai vizita pe ceilalți. În planurile astrale, mentale și superioare, suntem capabili să-i vizităm pe ceilalți doar gândindu-ne la ei și suntem acolo instant. Singura excepție este atunci când persoana nu vrea să te vadă din cauză că este ocupată. Așadar, nu îi poți invada spațiul. Este ca și cum persoana ridică receptorul și tu ești acolo instant. Templele înțelepciunii. Pentru extensiile de suflet mai avansate și discipoli, există o oportunitate să studieze în cele mai mărețe temple ale înțelepciunii. În aceste temple se învață secretele universului. Sunt oferite antrenamente avansate în meditație, filozofie, rugăciune, psihologie spirituală și realizarea dumnezeirii. Fiecare extensie de suflet extrage din ele ce are nevoie. Vârsta noastră. Atunci când trece dincolo, fiecare extensie de suflet se află în floarea vieții, indiferent la ce vârstă are loc trecerea. La oricare vârstă ai simțit că ai arătat cel mai bine, așa vei arăta în partea cealaltă. Nu există boală sau durere. Adesea când un suflet face trecerea, începe să-și amintească viețile anterioare. Copiii care trec dincolo sunt de cele mai multe ori întâmpinați de ajutoare asemănătoare îngerilor care sunt specializați pe ajutorarea copiilor. În realitate, toate extensiile de suflet sunt suflete adulte și sunt învățați gradual și într-un mod iubitor să revină la această stare de conștiință. Adesea copiii sau persoanele care au avut o moarte traumatizantă sunt duși în centre de reabilitare în planul interior, pentru a fi ajutați în recuperare. În lumea spirituală nu există schimb sau necesitate pentru bani. Oamenii ajută și îi servesc pe ceilalți, deoarece este singura modalitate de a crește, de a evolua și de a găsi pacea și realizarea dumnezeirii. Crima. Când un criminal trece în lumea spirituală, este cel mai probabil ca el să graviteze în planul astral inferior. Când un asemenea suflet începe în sfârșit să se trezească, este îngrozit de ce a făcut și de oportunitatea vieții pe care a irosit-o și de karma pe care și-a creat-o. În unele cazuri, criminalul va avea oportunitatea să întâlnească persoana pe care a omorât-o.
Acesta poate fi un moment de adevăr incredibil pentru această extensie de suflet. Cel mai adesea persoana care a fost omorâtă a evoluat și își va ierta ucigașul, deoarece aceasta este singura cale către realizarea dumnezeirii. Acest act al iertării îl poate ridica pe criminal până la punctul în care poate fi capabil să-și reia gradual locul de drept în conștiința sufletului și să-și reînceapă lungul drum către realizarea dumnezeirii. În alte cazuri, criminalul poate striga după ajutor către Dumnezeu, aflându-se în suferință în regiunile iadului, și ghizii spirituali vor veni și vor începe un proces lent de reabilitare și creștere pentru această persoană. Obiceiuri rele. Este de o importanță maximă să-ți cucerești obiceiurile rele acum, în loc să aștepți să treci în locul lăuntric. Este mult mai greu să scapi de ele acolo, deoarece nu ai un corp fizic sau mediu înconjurător fizic cu care să practici. Alcoolicii care mor stau de obicei lângă oameni aflați în stare de ebrietate, bucurându-se de fum și de senzațiile acestora și de barurile în care stau în planul pământean. Fumătorii, dependenții de droguri și de sex fac același lucru. Dacă ești un sclav al corpului tău astral și cel al dorințelor în această parte, vei fi la fel și în partea cealaltă. Defectele de caracter pe care le luăm cu noi în partea cealaltă nu ne vor lăsa să avansăm până când nu ne vom elibera de ele. Creșterea spirituală din planul interior este mult mai înceată decât creșterea din lumea pământeană. Motivul este că aici nu sunt tentații fizice pentru a fi depășite. De aceea, nașterea într-un corp fizic este un premiu foarte mare. Dacă ai ști cât de greu este să obții unul, s-ar putea să nu mai consideri corpul în care ești acum ca și cum ți s-ar cuveni, precum o fac mulți oameni. Atunci când mor, dependenții de droguri vor căuta heroină și morfină în cealaltă parte, deși nu mai au corp fizic. Acest lucru nefiind posibil, vor cădea în cele din urmă într-un somn adânc pentru un timp îndelungat, până când se vor trezi în sfârșit și îi vor cere ajutor lui Dumnezeu. De multe ori, dependenții de droguri sunt duși într-un fel de aripă sanitară sau spital medical. Acest tip de extensie de suflet își recapătă gradual forța și determinarea de a nu mai permite acestui lucru să se întâmple vreodată, iar atunci când este gata de reîncarnare, decide să nu mai consume. O parte din energia obiceiurilor rele dispare în timp, din cauza imposibilității de a hrăni obiceiul. A călători către alte planete. De multe ori, extensiilor de suflet li se dă posibilitatea fie de a se reîncarna, fie de a călători către alte planete pentru creștere spirituală. Toate extensiile de suflet fac acest lucru la un moment dat în evoluția lor dintre vieți. Vizitarea acestor planete nu este făcută în sens fizic, ci mai degrabă în sens spiritual. Fiecare planetă din sistemul nostru solar deține spiritual o anumită calitate a energiei. Dacă noi în conștiința noastră am lucrat lecțiile pe care fiecare planetă le deține, atunci vom avea o experiență plăcută. Dacă nu am făcut acest lucru, atunci vom avea dificultăți. Una dintre planetele cele mai blânde este Venus, deoarece deține calitatea iubirii perfecte. Aceasta are de-a face cu iubirea de Dumnezeu și iubirea fraților și surorilor noastre în Dumnezeu. Când o extensie de suflet se proiectează în atmosfera lui Venus, se simte destul de confortabil dacă și-a însușit lecția despre a oferi și a primi iubire necondiționată. Dacă nu și-a însușit acest lucru, conștiința ei se va izbi de atmosfera spirituală și se va simți destul de disconfortabil. O persoană care nu a fost conectată sufletește se poate simți disconfortabil cu extazul spiritual al acestui tip de iubire. Atunci când ne proiectăm pe Marte, trebuie să învățăm să ardem temperamentele aprinse și manierele războinice. Pe Marte ne ciocnim de aversiunile pe care le avem față de ceilalți și pe care ceilalți le au față de noi și de cum ne descurcăm cu ele. Este un test pentru tot ce este mai rău în natura umană. O extensie de suflet trebuie să învețe să reziste atmosferei sale aspre clocotitoare și la oscilații și agitație și să rămână calmă și cu mintea echilibrată.
Apoi a rămâne în această atmosferă ajută la curățarea de aceste calități aspre războinice și de furie și ne pregătește pentru următorul stadiu de conștiință. A te duce pe Marte nu este una din experiențele favorite ale extensiilor de suflet, deoarece ciocnirea în conștiință cu această atmosferă spirituală poate fi destul de disconfortabilă. În Uranus, o extensie de suflet învață să facă un tratat de pace și armistițiu și să nu se concentreze pe resentimente, indignare și furie. Învățând să-și concentreze atenția către altceva, pe Uranus, aceste sentimente negative au tendința să se scurgă din corpul spiritual. Făcând acest lucru, ajunge să realizeze că energia negativă care a fost creată s-a creat datorită modalității ei greșite de gândire. În cartea lui Ruth Montgomery, O lume de dincolo, Arthur Ford spune o poveste despre plecarea pe Uranus după o încarnare în Florența, unde a murit cu un resentiment feroce. În planul interior a plecat furios către Uranus. S-a ciocnit total cu atmosfera lui Uranus și a devenit neputincios, captiv, în matricea energetică a planetei, în legături foarte strânse care erau în realitate propria lui furie, înfășurată în jurul său. Uranus ne chinuie cu lucruri rămase nerezolvate. Neptun are o energie mai benefică și mai liniștită. În atmosfera lui Neptun îți poți lăsa deoparte poverile și să te simți lipsit de griji. Este o stare de odihnă și de asemenea un teren de testare. În Neptun experimentezi un sentiment de neant. Multe extensii de suflet sunt tentate să rămână acolo prea mult timp din cauza liniștii și a sentimentului de a fi lipsit de griji și supărări. Acest lucru poate fi seducător dacă nu este păstrată o perspectivă potrivită. Jupiter este mai degrabă o experiență plăcută în cazul în care devii introspect și apreciezi scurta venire acolo. Jupiter ajută să dezvolți moderație și determinarea pentru maestria spirituală. Este o energie expansivă care nu permite ego. Atunci când o extensie de suflet aduce un sentiment complex de superioritate pe Jupiter, atmosfera îi va reaminti persoanei că după mândrie vine toamna. Aici ego-ul va întâlni perechea sa mai măreață. Mercur este o stare a conștiinței unde ești capabil să-ți revizuiești toate viețile anterioare și să determini direcția pozitivă sau negativă a comportamentelor și acțiunilor tale. Este un loc bun pentru a face unele vindecări de atitudine privind motivele și direcțiile și de a câștiga înțelepciunea din fiecare încarnare. Pentru unele persoane care vizitează Mercur poate fi o lecție grea deoarece îți revizui toate greșelile din trecut din toate încarnările tale. Pluto este o oprire minoră care se ocupă cu modalități de îmbunătățire a determinării pentru a reuși. Este un fel de bază pentru reevaluarea căii spirituale. Pluto este o experiență minunată pentru aceia care se află cu adevărat pe calea realizării dumnezeirii. Dacă atunci când se află pe Pluto se gândesc la orice altceva în afară de unirea cu Dumnezeu, atunci Pluto dispare. Saturn reprezintă o stare a conștiinței de înălțare spirituală. De obicei este închisă pentru majoritatea extensiilor de suflet, până când celelalte planete au fost vizitate mai întâi. Este o atmosferă de beatitudine care este plină de adorația lui Dumnezeu. Reprezintă de asemenea și ultima testare a sufletului. Motivul pentru vizitarea acestor planete este întâlnirea cu sinele. Servește ca proces de nivelare pentru a ne rafina conștiința. Ne ducem pentru ca să ne eliberăm de ego, pentru ca astfel să realizăm dumnezeirea mai rapid. O înțelegere astrologică a vizitării planetelor în timpul dintre vieți. O înțelegere mai concisă a vizitării planetelor poate fi înțeleasă dacă ne uităm la planete din perspectiva astrologică. Aceste calități vor fi experimentate și vei lucra cu ele în popasul dintre vieți. Soarele, calitatea individualității și expresiei de sine prin intermediul egoului, cea mai puternică influență în viața umană obișnuită. Luna, instincte și sentimente, subconștientul care duce trecutul, sinele, nefamiliar, Mercur, calitatea minții care analizează și categorisește.
mintea rațională sau intelectuală care guvernează mentalul și sensul comun. Venus, valorile personale și calitatea emoțiilor, în special a iubirii. Magnetismul și armonia, cu accent pe frumusețe și grație. Marte, calitatea energiei, fizica, spiritual, creativitate, voință, forță, active. Jupiter, mintea superioară, cunoașterea superioară, concepția filozofică și idealismul prin calitatea expansiunii. Saturn, contracția și calitatea limitării care echilibrează expansivitatea lui Jupiter. Puterea purității ca disciplinator, cel care dă lecții. Uranus, principiile mentale abstracte sau mintea superioară care obturează structura, depersonalizează și aduce revoluția ideilor. Neptun, nivelul colectiv al sentimentelor, aspectele vizionare sau mistice care aduc sens unicității, guvernând atât iluzia cât și visele. Pluto, reforma prin moarte, pregătirea pentru regenerare și renaștere. Planul astral. Planul astral și corpul astral din punctul de vedere al maestrilor ascensionați sunt o născocire a imaginației noastre. Sunt create prin utilizarea necontrolată a imaginației creative. Atunci când o extensie de suflet nu a pășit pe calea uceniciei, planul astral este foarte real. Pe măsură ce un discipol evoluează, experimentează ceea ce metafizic este denumit drept o a doua moarte. Aceasta este moartea finală a corpului astral și prin urmare și a planului astral. În realitate, acest proces al morții se va produce în cele din urmă și cu corpul mental, cel budic și cel atmic. Pe măsură ce evoluăm, continuăm să murim la un alt nivel al corpului și plan al conștiinței și ne naștem într-un altul superior. Cele 7 niveluri ale inițierii și moartea. Locul în care se duce o persoană după ce moare poate fi indicat și de nivelul lor de inițiere. Extensiile de suflet ale primei și celei de-a doua inițieri se vor duce cel mai probabil în regiunile astrale superioare. Inițiatul de gradul 3 se va duce în regiunile superioare ale planului mental. Inițiatul de grad 4 se va duce în planul budic al conștiinței. Inițiatul de grad 5 se va duce în planul atmic al conștiinței. Maestrul ascensionat locuiește în planul monadic al conștiinței. Inițiatul de gradul 7 operează în planul logoic. Moartea și rugăciunea. Extensiile de suflet care trec în lumea spirituală sunt ajutate foarte mult de gândurile pozitive și rugăciunile celor de pe pământ. Atunci când a fost asasinat Kennedy, cel mai probabil ar fi dormit pentru un timp îndelungat, însă rugăciunile oamenilor din Statele Unite și de pe întreaga planetă l-au înălțat într-o manieră frumoasă. În sens invers, oamenii care suferă excesiv și țin la ceilalți într-o manieră atașată și dependentă, îi afectează de asemenea pe cei dragi și de cele mai multe ori îi determină să nu se elibereze și să nu își continue misiunea și educația ulterioară în lumea spirituală. Moartea și spiritele ghid. Uneori extensia de suflet aflată pe moarte se va întoarce pe pământ după o limitare scurtă și antrenament în lumea spirituală, drept spirit ghid pentru cei dragi care sunt încă pe pământ. Este de asemenea important să realizăm că în timpul stării de somn ne vizităm prietenii și rudele care au murit. Unele din visele pe care le avem despre cei decedați sunt de fapt vizite reale. Punctul cheie de aici este faptul că moartea este o iluzie. Moartea nu există. Este doar un transfer din dimensiune în dimensiune. O poveste personală interesantă. Bunicul meu a murit acum aproximativ 10 ani, iar eu și sora am fost foarte apropiați de el. În special, sora mea avea o conexiune cu el unică și minunată. A fost foarte devastată când bunicul a murit. Aproximativ 3 ani mai târziu m-am dus la un mediu pentru că aveam niște întrebări personale despre mine însămi. Mediul mi-a spus, fără ca eu să întreb,
că sora mea era pe cale să se căsătorească și să aibă un copil. Acest lucru era adevărat, deși mediumul nu o cunoștea pe sora mea. Am fost șocați, însă totul avea sens. Moartea și legea atracției. Primul lucru în care se trezește o extensie de suflet atunci când moare este o lume a propriei creații. Dacă persoana a trăit în mod egoist, atunci oamenii din jur vor fi egoiști. O persoană care și-a petrecut viața urmărind dorințe materiale se va trezi în împrejurim cu sărăcie izbitoare. Casa, mediul înconjurător și hainele vor reflecta starea de conștiință a sufletului sau lipsa ei. Planul astral și libertatea. Mulți oameni atunci când trec în planul astral nu realizează noua libertate pe care o au datorită faptului că nu mai sunt în corp fizic. De cele mai multe ori, persoana se gândește că încă mai are nevoie de mâncare, bani, automobil, serviciu, etc. Unul din aceste exemple este a mânca. După ce murim fizic, nu mai avem nevoie de hrană. De multe ori după ce mor, oamenii petrec mult timp cu pregătirea și consumarea hranei, când de fapt acest lucru este doar o remanență iluzorie a existenței planului fizic. Un alt exemplu poate fi un bărbat care construiește o casă piatră cu piatră, cui cu cui, când de fapt el sau alte persoane ar putea construi într-un timp incredibil de scurt cu puterea minții. Posesiunea. Ocazional, atunci când o extensie de suflet este total legată de pământ, el sau ea va încerca să se închidă în corpul fizic al altei persoane sau conștiința ei. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă persoana de pe pământ este foarte slăbită psihologic. Este esențial să-ți amintești că dacă o persoană alege să devină victima în viață, a minții subconștiente, a egoului negativ, a corpului emoțional, cel mental, cel fizic sau a copilului interior, poate fi de asemenea victimizată de un spirit rău sau înșelător. Mulți din oamenii care comit crime în societatea din ziua de azi, li se spune să facă acest lucru de către spirite întunecate și inconștiente. Dacă o extensie de suflet stă în puterea personală, în serviciul iubirii și a lui Dumnezeu, nu are de ce să se teamă legat de aceste lucruri. Dacă unul din aceste spirite întunecate vine vreodată în jur, cereți imediat puterea și cu iubire fermă spune-le să plece. Spune imediat câteva rugăciuni, incantează o mantră sau repetă numele lui Dumnezeu. Aceste spirite întunecate pot intra doar într-o vibrație slăbită și joasă. Locuințele în planurile astrale și mentale. Oricare extensie de suflet îi se dă o casă în planul astral atunci când moare. Lucrul fascinant legat de acest proces este că locuințele reflectă caracterul celor care locuiesc în ele. O persoană care este săracă în spirit va avea o casă în mediul înconjurător care reflectă caracterul lui sau al ei. Locuințele sunt oarecum create în mod mistic din substanța spirituală pe care extensia de suflet a dobândit-o. Cu cât evoluezi mai mult, cu atât mai frumoase devin locuințele și mediul înconjurător. Orice act de bunătate, iubire, serviciu pentru altcineva poate fi văzut instant prin îmbunătățiri legate de casa și mediul înconjurător. Casele în lumea spirituală nu se erodează și nu se prăbușesc. Timpul nu are niciun efect asupra lor. Vor dura atât cât îi este necesar persoanei care locuiește acolo. Când o părăsește, nu mai are niciun scop. Dispare. După cum am menționat de multe ori în această carte, precum afară și înăuntru, precum sus, așa și jos, se vede foarte clar cum operează aici. Același proces pe care l-am menționat despre case are loc și cu hainele pe care le poartă oamenii. Toată lumea are haine și oamenii pot alege dacă să poartă hainele pe care le purtau pe pământ, sau haine mai potrivite pentru orașul și districtul în care trăiesc. Un proces magic are loc atunci când o extensie de suflet devine mai evoluată, căci cu atât mai frumoase și mai calitative devin hainele și materialele pe care le găsesc pe corpurile lor. Un stadiu de evoluție al unei persoane poate fi văzută imediat, atât în casele cât și în hainele lor. Îmi aduc aminte din nou de zicala biblică: ce dacă câștigi întreaga lume,
însă îți pierzi întregul suflet. În lumea spirituală, adevăratele bogății nu sunt banii, ci realizarea spirituală, iubirea, serviciul pentru ceilalți. Apele cântătoare și de inițiere. În planurile astrale superioare și cele de peste ele, există ceea ce cunoaștem drept ape cântătoare. Nu sunt exact ape, însă curg precum un râu de pe pământ. Nu simți că te uzi atunci când te îmbăiezi în ele. Aceste ape aduc vindecare și reîncărcare energetică. Majoritatea locuințelor din planurile astrale de mijloc și cele de deasupra au aceste ape. Poate un termen mai potrivit ar fi dus la lumina lichidă. Atunci când această fântână de lichid de lumină izvorăște și se revarsă, pare că emite note muzicale. Florile bătrâne nu mor niciodată, doar își întorc orientarea dacă vrei să schimbi aranjamentul floral. Nu există ierburi sau schimbări ale sezoanelor. Florile vor trăi atât cât ai nevoie de ele. Orașele din astralul de mijloc și cel superior sunt mult mai frumoase decât cele de pe pământ, pentru că nu este nevoie de mașini, poluare, industrie sau trafic. De cele mai multe ori, orașele sunt planificate să fie construite în exteriorul unui ax, precum o roată. Într-unul din aceste orașe există un templu al celor 7 sfere, în centrul căruia se află o biserică a tuturor credințelor. Maeștrii vin din planuri superioare. Există clădiri dedicate artelor și săli pentru învățat. Cu cât te duci mai sus, cu atât sunt mai frumoase orașele și împrejurimile. Într-unul din orașele mai avansate din planul mental superior, clădirea centrală din oraș este o piramidă alb-pur gigantică, care este înaltă de 7 etaje. Există un suflet maestru care se ocupă de fiecare oraș, care este precum un guvernator. Acest maestru locuiește de obicei în apropierea centrului sau axului orașului. Există un număr mare de oameni care lucrează pentru el, așa cum la rândul lui primește ordine de la o inteligență superioară. Există un fel de zonă de graniță care se află deasupra regiunilor iadului și purgatoriului, care de fapt se suprapune cu viața de pe pământ. Aceștia sunt oameni buni care au găsit ceea ce consideră ei a fi satisfacție în zonele apropiate de pământ. Această zonă specifică este precum o dublură astrală, care este o copie a vieții de pe pământ, cu excepția faptului că se află în planul astral. Viața este atât de asemănătoare cu cea de pe pământ, încât deseori este greu de observat că cineva a plecat. La un moment dat, aceste extensii de suflet încep să tânjească după ceva mai bun. În lumea spirituală, oamenii comunică în cea mai mare parte telepatic. Totuși, nu se renunță total la vorbirea vocală. În planurile astrale inferioare, arta telepatiei necesită ceva antrenament. Dar pentru cei din planurile astrale și mentale superioare, vine destul de natural. În planurile superioare, oamenii se pot înțelege instant, chiar dacă vorbesc limbi diferite. Sufletul. Există multe feluri de a defini și a înțelege sufletul. Pentru a începe cu unul dintre ele, putem spune că sufletul este intermediarul dintre personalitatea încarnată pe pământ și monada sau spiritul din cer. Pentru toate încarnările până la a patra inițiere, sufletul este ghidul și profesorul personalității. La cea de-a patra inițiere, corpul suflet sau corpul cauzal este ars într-o manieră mistică și sufletul se reîntoarce în monadă, iar scopul și funcția lui de-a lungul încarnărilor, de-a lungul erelor, ia sfârșit. Monada sau spiritul devine acum ghidul și profesorul pentru suflet. Materia este un vehicul pentru expresia sufletului în acest plan, așa cum în planul mai înalt, sufletul servește drept vehicul de expresie pentru spirit. Sufletul nu este nici spirit, nici materie, dar este relație dintre cele două. Este legătura de mijloc dintre Dumnezeu și formă. Sufletul este o altă denumire pentru aspectul lui Hristos. Sufletul este calitatea pe care o manifestă fiecare formă. Este acea calitate subtilă care distinge un element de celălalt. În regatul plantelor,
determină dacă o floare sau un morcov devine manifestate sau nu. Sufletul servește aceeași funcție în regatul animalic. Orice a fost creat are un suflet. Sufletul omului, conștient de sine, este în raport cu sufletul tuturor lucrurilor. Este parte integrală din sufletul universal. Noul val în psihologia viitorului va reuși în cele din urmă să demonstreze existența sufletului. Este tragic faptul că în domeniul psihologiei, 98% din formele de psihologie care sunt predate acum nu recunosc existența sufletului sau a spiritului. Carl Jung, Abraham Maslow și un psiholog italian, Robert Assagioli, sunt singurii care îmi vin în minte care integrează aceste aspecte spirituale. Există o nouă formă de psihologie numită psihologie transpersonală, care în cele din urmă va revoluționa psihologia tradițională. Procesul contactului cu sufletul începe mai întâi cu primirea aspirantului a impresiilor sufletului, apoi se permite sufletului din ce în ce mai mult să ia controlul celor trei părți ale personalității. În cele din urmă, identificarea completă cu sufletul este obținută la cea de-a treia inițiere, care este numită unirea sufletului. Un alt aspect interesant referitor la suflet sau la sinele superior este că sufletul nu dă atenție personalității încarnate, până când personalitatea încarnată nu începe să acorde atenție aspectelor spirituale. Sufletul este ocupat cu meditația și alte aspecte ale servitudinii. De îndată ce personalitatea încarnată arată interes, sufletul începe să aibă un rol foarte activ. Același concept poate fi aplicat monadei în legătură cu sufletul. Monada nu acordă prea multă atenție sufletului până la cea de-a treia inițiere, când începe să aibă loc contactul monadic. Sufletul poate fi definit și ca forța atractivă a universului fizic creat, care ține toate formele la un loc, astfel încât Dumnezeu să se manifeste și să se exprime prin intermediul lor. Corpurile fizic, mental și emoțional sunt îmbrăcămintea sufletului. Mai târziu în procesul de evoluție vor fi îmbrăcămintea pentru spiritul monadei. Sufletul mai poate fi descris și drept factorul conștient în toate formele. Fenomenul morții casei are loc atunci când sufletul sau noua extensie de suflet decide să nu stea în corp și pleacă. Când extensia de suflet pleacă, corpul fizic moare. Sufletul este cel care simte, înregistrează conștientizările, atrage și anulează și ține toate formele în activitate. Sufletul poate fi descris drept fiul lui Dumnezeu Tatăl și a mamei Pământ, care a venit pe pământ pentru a revela natura lui Dumnezeu, care este iubirea. Sufletul mai poate fi descris și drept principiul inteligenței, care sălășuiește în toate formele. În regatul uman, acest lucru se manifestă sub forma conștiinței mentale și a minții, ceea ce demonstrează puterea de a analiza, de a discrimina și de a fi conștient de sine. Este de asemenea foarte important de înțeles faptul că sufletul și sinele superior se află într-o stare de evoluție. Vreau să clarific că atunci când vorbesc despre suflet, îl diferențiez de personalitatea încarnată pe pământ, care este denumită și extensie de suflet. Sufletul sau sinele superior la nivelul la care se află este în proces de învățare și creștere. Nu toate sufletele sau sinele superioare sunt la același nivel de evoluție. Una din principalele modalități în care evoluează un suflet este prin ceea ce fac în timpul încarnărilor lor materiale cele 12 extensii de suflet. M-am aflat sub percepția falsă pentru mult timp, cum că sufletul sau sinele superior este perfect. Nu este așa. Este cu mult mai evoluat decât personalitățile încarnate, însă evoluează ca și noi. Același lucru poate fi spus despre monada la nivelul ei. Nu toate monadele se află la același nivel de evoluție. Munca aspirantului este de a învăța, să se vadă pe sine drept un suflet, iar mai târziu în procesul inițierii să te vezi drept monadă, spirit sau Dumnezeu încarnat. Pentru a realiza complet acest lucru, este esențial să înveți să vezi acest lucru și în ceilalți.
Ceea ce vezi în ceilalți este doar o oglindă a ceea ce vezi în realitate în tine însuți. Sufletul umanității. Semnele că sufletul umanității se trezește pot fi văzute prin următoarele manifestări în societatea noastră. Dezvoltarea societății, a organizațiilor și a mișcărilor de masă pentru binele umanității. Creșterea interesului maselor de oameni pentru bunăstarea comună. Interes mărit în eforturile umanitare și filantropice. Efortul masei de a educa copiii tuturor națiunilor la un nivel care nu s-a mai atins înainte. O recunoaștere mărită a faptului că omul de pe stradă devine un factor în afacerile lumii. O însușire a corpurilor de către suflet. Deseori este de neînțeles faptul că sufletul ia în posesie corpurile fizic, mental, emoțional, într-un proces lent și gradual. Sufletul vine în corp exact înainte de naștere sau imediat după naștere. Kula a spus că abia între vârsta de 4-7 ani, sufletul face contact cu creierul fizic al copilului. Sufletul își însușește sau preia controlul asupra corpului astral între vârsta de 7-14 ani. Sufletul își însușește corpul mental între vârsta de 21-25 de ani. Contactul cu sufletul are de obicei loc între 35-42 de ani. Potențialul de a contacta monada începe după ce sufletul a trecut cea de-a treia inițiere. Acest proces poate fi totuși ușor accelerat, așa l-a descris Kuhl în materialul lui Alice Bailey. Sufletul bătrân. Toate monadele sau scânteele spirituale, individualizate, au fost create la început în același moment. În acest sens, toate monadele au aceeași vârstă. Termenul de suflet bătrân se referă la câte vieți a avut un suflet în încarnări pământene sau materiale. Kuhl a spus că sufletul obișnuit, împreună cu toate cele 12 personalități ale sale, sau extensii de suflet, a avut în jur de 2000 de vieți. Sufletele mai bătrâne au avut între 2500 și 3000 de vieți. Caracteristicile sufletului. Iubirea necondiționată, caracterul atotcuprinzător, bucuria, fericirea, abilitatea de a fi singur, indiferența divină, impersonalitatea, detașarea, libertatea, serenitatea, calmul interior, responsabilitatea, înțelepciunea, intuiția, toate sunt caracteristici ale sufletului. Acestea sunt calitățile descrise de Kuhl în materialul lui Alice Bailey. Lumina sufletului. Atenția unui maestru este atrasă către personalitatea încarnată de strălucirea luminii interioare a acelui individ. Când lumina a atins o anumită intensitate, iar aura o anumită nuanță, iar vibrația totală a atins o rată și o măsură specifică, apare și maestrul. Alegerea studentului de către maestru este determinată de karma din trecut, de asocierile din trecut și de raza pe care se află fiecare personalitate încarnată. Sufletul și ierarhia. Ierarhia spirituală este de fapt lumea sufletelor. Referitor la suflet, există trei tipuri de lucrători ierarhizați. Suflete, acei inițiați care au trecut de cea de-a patra inițiere în care corpul sufletului sau sufletul cauzal a fost distrus. Ei sunt paznicii planului. Suflete personalități infuzate. Acești discipoli și inițiații ai primelor trei inițieri, prin care sufletele lucrează la îndeplinirea planului. Aspiranți inteligenți, aceia care nu sunt încă suflete personalității infuzate, dar care recunosc un plan divin și caută bunăstarea camarazilor lor. Stadiile incipiente ale evoluției personalităților încarnate. Stadiul cel mai incipient de evoluție al omului constă în deschiderea liniei de comunicare dintre personalitate către suflet, astfel încât sufletul să poată fi capabil din ce în ce mai mult să se afirme prin intermediul ei. Pe măsură ce extensia de suflet se dezvoltă, sufletul este capabil să domine în totalitate și să controleze personalitatea, astfel încât să nu aibă gânduri sau dorințe diferite. Omul de pe pământ, care nu are absolut niciun antrenament, nu are nicio comunicare cu sufletul său.
Ți se întâmplă să te uiți la știri sau să vezi oamenii în lume și să te întrebi cum de sunt capabili să facă lucrurile îngrozitoare pe care le fac? Acesta este parțial motivul. Nu au nicio conexiune cu sufletul și de aceea sunt conduși de personalitate sau de egoul negativ. Sunt deconectați de la intuiție, conștiință și dorință de a face bine și de a iubi, care sunt deținute de suflet. Precum evoluția personalității constă în a învăța să se exprime doar sufletul, la fel constă și evoluția sufletului să exprime doar monada. O extensie de suflet nedezvoltată sau personalitate încarnată uită de această conexiune cu sufletul său și se simte destul de independentă și separată. Sufletul în propriul său plan se implică într-un amalgam de activități. Dacă dorim să-i atragem atenția, trebuie să-i demonstrăm sufletului că putem face personalitatea să-i fie de folos. Sufletul știe că anumite părți ale evoluției sale pot fi obținute numai prin personalitățile sale pe pământ. Dacă ne uităm la multe din personalitățile de aici, de pe pământ, vedem extensii de suflet ale căror corpuri astrale sunt pline cu emoții negative și ale căror corpuri mentale sunt interesate de bani, putere și televiziune. Nu este dificil să vezi că sufletul poate nu este atât de interesat și se concentrează pe altcineva dintre cele 12 extensii de suflet. Sufletul în planul său este atât de expansiv încât este imposibil pentru el să se manifeste complet prin una din extensiile sale de suflet. În același fel, monada în planul său nu este capabilă să se manifeste vreodată complet prin intermediul unuia din sufletele sale. Triada spirituală. Triada spirituală este spiritul cu cele trei învelișuri prin care se exprimă monada. Cele trei învelișuri ale spiritului sunt voința spirituală, intuiția și mintea superioară. Monada se exprimă prin aceste principii, așa cum sufletul se exprimă prin triada spirituală inferioară a celor trei personalități. Sufletul și monada. Discipolul are nevoie să învețe să-și controleze și să-și antreneze mintea pentru a primi comunicații de la cele trei surse. Lumea materială obișnuită, sufletul, din triada spirituală, voința spirituală, intuiția și mintea superioară, care acționează ca un intermediar între monada și creierul personalității încarnate pe pământ. Acest lucru are loc datorită faptului că la cea de-a treia inițiere, sufletul și personalitatea s-au unit. Așadar, acum poate veni ghidarea de la triada spirituală și de la monadă. Dualitatea a luat locul triplicității. Triplicitatea fiind extensia de suflet anterioară, sufletul și monada. Sufletul și extensia de suflet au fuzionat împreună, așadar un nivel de ghidare mai înaltă este posibil acum. Sufletul și Antakarana. La cea de-a patra inițiere, Antakarana sau podul pentru linia de comunicare a fost construită de către personalitatea încarnată prin corpul cauzal sau corpul suflet, până la triada spirituală și monadă. Odată ce este construită Antakarana, corpul cauzal arde, iar sufletul se reunește cu monada. Relațiile sufletului în propriul plan al existenței. Sufletul în propriul său plan realizează conștient relația lui cu maestrul și caută să trimită această conștientizare către personalitatea încarnată. Sufletul nu este constrâns de timp și spațiu. La nivelul sufletului, timpul și spațiul nu există în felul linear în care există aici pe pământ. Sufletul în propriul său plan are de asemenea relații cu alte suflete, de obicei din aceeași rază ca a sa. Sufletul lucrează într-o formațiune de grup și conștiința în planul său. Conștiința de grup reprezintă un lucru pe care sufletul dorește în cele din urmă să-l vadă și în acest plan pământean. Acest lucru se va întâmpla atunci când majoritatea extensiilor de suflet din acest plan vor lua cea de-a treia inițiere. Din punctul de vedere al maestrului este abilitatea sufletului de a-și controla instrumentul și să lucreze prin ea.
Acesta este principalul interes. Mulți dintre maestrii ascensionați au ajramuri în planul interior. Când puterea de atracție a materiei moare, iar dorința este depășită, atunci devine dominant puterea de atracție a sufletului. În locul importanței individuale, scopurile și eforturile grupului devin acum cele mai importante. Atracția sufletului răspunde și cu atracția pentru lucruri ierarhiei spirituale și cea a maestrilor ascensionați. Sufletul și forțele întunecate. Frații întunecați sunt suflete ca și tine și mine, care sunt confuze și au ales calea mâinii stângi în locul căii mâinii drepte. Calea mâinii stângi este aceea a servirii de sine, în loc de a-L vedea pe Dumnezeu și unitatea întregii existențe. Fratele întunecat nu-i vede pe ceilalți drept suflete camarade sau Dumnezei, ci mai degrabă drept obiecte pe care le exploatează și le folosește pentru propriul câștig egoist. Nu le pasă de suferință sau durere. Slujba noastră este de a ne proteja pe noi înșine de aceste suflete confuze, atât de cele din acest plan material, cât și de acelea din planul interior. Mai devreme sau mai târziu, legile karmei îi vor ajunge din urmă, iar durerea și suferința prin care vor trece îi vor determina să caute din nou adevărul. Un alt aspect foarte interesant despre frații întunecați este că dacă personalitatea încarnată continuă cu calea lor înșelătoare pentru prea mult timp, pot aduce asupra lor o distrugere care este finală pentru ceea ce Kul a numit întreaga manavatara sau ciclu. Cumva, în proces, atomul fizic permanent devine total distrus, iar sufletul pierdut pierde contactul cu sinele superior pentru eon de timp. Ideal pentru personalitatea încarnată este să alinieze cele trei vehicule sau corpuri cu sinele superior sau sufletul. Atunci când are loc acest lucru, corpul mental va fi calm și în pace, corpul emoțional va fi stabil, echilibrat și bucuros, iar corpul fizic va fi sănătos, cu energie bună echilibrată pe tot parcursul zilei. Calea progresului sufletului. Nu există limită a cât poate crește o personalitate încarnată în decursul unei vieți. Acest lucru ține doar de abilitatea de a sta concentrat și disciplinat, dedicat total idealului spiritual. Adesea extensiile de suflet care progresează mult fac acest progres datorită a ceea ce a fost dobândit deja în viețile trecute. Chiar dacă creșterea pare superaccelerată pentru unii, chiar dacă se pregătesc pentru o nouă perioadă de creștere înceată, atentă, susținută. Acest efort încet și adesea laborios este o metodă consistentă a tot ceea ce evoluează pe calea spirituală, indiferent de nivelul lor de evoluție spiritual. Nu există scurtături. Clipă de clipă, oră de oră, zi după zi, țelurile sau obiectivele sunt atinse. Cel mai adesea lucrurile mărunte sunt cele care contează. Un zâmbet, o îmbrățișare, o mână de ajutor sunt cele mai importante. Există trei obiective principale către care discipolul trebuie să fie angajat mai presus de orice altceva. Să servească umanitatea, să coopereze cu planul celor măreți, să dezvolte puterile sufletului, să înceapă să asculte de suflet și nu după cum dictează cele trei corpuri inferioare și egoul negativ. Impresii spirituale din planul interior. Există patru surse ale impresiilor spirituale pe care aspirantul spiritual și discipolul trebuie să le cunoască. Din propriul suflet al discipolului, din ajramul din care face parte discipolul, direct de la maestru, din triada spirituală și monadă.